Bună dragii mei și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Azi vă voi arăta cum fac eu o crema de unt cu cremă de brânză Philadelphia și cum voi îmbrăca un tort în această cremă. O să avem nevoie de cremă de brânză Philadelphia, 300 de grame, unt 250 de grame, lapte 60 de ml și zahăr pudră 300 de grame. Pentru început o să adăugăm untul în bolul mixerului. Untul să fie la temperatura camerei cu 3-4 ore înainte de a ne apuca de cremă. Adăugăm untul în bol și îl batem timp de 10 minute, timp încât să se albească, să fie foarte spumos. Punem laptele peste zahărul pudră și amestecăm până se încorporează bine. Devine o pastă subțire pe care o să o adăugăm treptat în untul bătut spumă. Oprim mixerul și luăm paleta și dăm untul de pe lateral. Și îl strângem pe tot în mijloc ca să se bată tot uniform. Pentru că nu am un mixer din acela profesional și acesta e din acela mai ieftin și nu ajunge paleta până jos. Timp de 2-3 minute las se bată, după aia iar scot, iar îl opresc, iar iau cu paleta și dau pe lateral ca să se bată tot într-un uniform. Vedeți că se vede, pe lateral e mai galben și mijloc este albu. Și continuăm această procedură până se bate tot untul uniform și este albu, spumos. O să vedeți între timp. Oprim din nou și se vede cum arată. Se vede că mai este puțin galben. Punem din nou la bătut. Trebuie să fie foarte bine bătut și să nu aibă nicio bucățică din aceea galbenă, adică să nu fie untul nebătut. Eu am dat viteza mai tare la video ca să nu vă plictisesc. Vedeți cum se vede aici. Și acum punem din cantitatea de zahăr pudră pe care am amestecat înainte cu lapte, jumătate. Și punem din nou la bătut să se bată, la viteză maximă. Oprim. Adăugăm esența de vanilie. Dacă aveți din acea la fiolă, puteți să adăugați tot la Dr. Oetker este. Numai că eu nu am avut și am folosit din această la sticluță. Punem și restul de zahăr pudră. Adunăm bine de pe lateral și le strângem crema în mijloc. Și o dăm la viteză maximă din nou să se bată, timp de 2 minute. Mai dăm de pe lateral ca să se bată toată uniform, să nu rămână bucăți nebătut. Eu am dat video mai rapid și din această cauză mi se pare că opresc și opresc de prea repede. Pentru că dacă las la viteza la care este, vă plictisesc. Vedeți, după ce am incorporat bine zahărul pudră, ia uitați cum arată, ea este foarte cremoasă. Și acum o să luăm crema de brânză Philadelphia și o să punem în același castrul în care a fost zahărul, pentru că nu am avut timp să-l scol și nu are nicio problemă, puteți pune în același castrul. Punem 300 de grame de brânză Philadelphia
și cu un tel. O batem puțin ca să fie mai moale. Crema de brânză Philadelphia vă recomand să o luați direct din frigider. Nu o țineți la temperatura camerei. Eu am luat-o direct din frigider și acum o adaug peste untul bătut. Dacă o bateți înainte crema de brânză Philadelphia, se incorporează mult mai frumos acum, pentru că este mai fină, mai moale, pentru că am bătut-o înainte. Vedeți? Bine, video e dat pe rapid, dar voi amestecați încet, nu așa se vede video rapid, dar eu am amestecat încet. Să nu cumva să încurcați, să credeți că așa repede trebuie să amestecați. Ia uitați cum arată, e foarte cremoasă. Tortul l-am scos atunci, imediat cum am terminat crema. Am și scos tortul din frigider, îndepărtăm folia de acetat. Eu am verificat dacă mai este în sirop, dacă mai e nevoie din sirop, de sirop, pentru că câteodată partea de jos când e siropată nu mai rămân părți care nu sunt însiropate complet și mai verific, dar în cazul în care mai e nevoie, eu mai adaug. Am pus tortul pe suportul pe care rămâne. Și acum o să dau un strat subțire. O să dau primul strat. Eu folosesc această paletă de silicon. Mi se pare mult mai bună pentru că nu zgârie suportul. Am și din acelea de inox, dar nu-mi plac pentru că zgârie suportul și lasă dunga aia și zgârietura aia și nu-mi place. Și m-am învățat cu acestea. Le folosesc de 7-8 ani de când m-am apucat să fac la torturi, numai pe acestea. Numai că sunt puțin enervante pentru că ele se mai îndoaie între timp. Și cred că am vreo 3. Și cred că trebuie să mai comand încă una pentru că și aceasta ultima paletă mi se pare că nu prea mai este dreaptă și trebuie să mai comand alta. Întindem cu lingura și acum cu paleta tragem cât să fie drept, cât putem noi de drept. Vedeți că nu este stratul foarte gros. Această cantitate mie mi-ajunge să îmbrac un tort. Sincer, eu nu cred că acesta are vreo 17 sau 18 cm. Eu le fac după ochi. Nu le fac după centimetri cât e forma, atâta kilograme miasă. Că de multe ori mă întrebați tortul acesta cât centimetri a avut. Eu le fac înalte și nu prea mă interesează centimetrii formei, pentru că știu cât le fac de înalte și știu cât îmi iasă. După ce am îmbrăcat primul strat, l-am dat deoparte și am colorat într-un castron din aceeași cremă puțin roză și am dat deoparte. Acum luăm un poș cu al doilea strat, punem în poș crema și aplicăm cu poșul. Începem să aplicăm încet, o luăm de jos în sus și să nu fie stratul foarte gros. Dacă mai este nevoie, o să mai adăugați între timp. După ce întindeți cu paleta și vedeți unde mai e nevoie, puteți să mai puneți. Eu nu am o lumină foarte bună. În bucătărie este un neon și e foarte greu de... Chiar dacă l-am schimbat de multe ori, nu se vede... Nu e lumina nu prea puternică, deci... Poate vi se pare că nu este culoarea albă la cremă, dar crema este foarte albă. Întindem cu paleta cât putem noi de drept. Pe unde mai este nevoie puteți să mai adăugați.
Eu încerc să nu dau stratul foarte, foarte gros de cremă, pentru că cu cât pui mai multă cremă, cu atât tortul iasă și grețos. Deci vă recomand să încercați să nu puneți foarte multă cremă, de fiecare dată vă zic și vă tot zic și vă repet, pentru că sincer nici mie nu mi-ar place să iau un tort și să fie foarte multă cremă pe laterale, să fie tortul îmbrăcat în foarte multă cremă, pentru că vă dați seama că devine grețos. Și cu cât e mai puțină cremă, cu atâta el nu o să fie, o să fie foarte bine. Acum, după cum vedeți, eu am pus pe vârful paletei, pe partea de jos am pus cremă roză. Este un roz mai închis. Cât să-i dau o dungă din aceea mai deschisă, nu foarte închisă, așa că cu timpul, cu cât îl nivelez, eu mai iau din cremă și din colorant. Din crema aceea colorată roză și o să iese un roz deschis, așa. Acesta a fost un tort cu... Clientul a vrut cu Mami Pig, că nu mai nimeresc. Am postat și un video cum am făcut figurina. A durat ceva timp pentru că vă dați seama că nu am experiență în figurine, n-am făcut niciun curs și încerc să fac după fiecare poză în parte pe care mi-o dă clientul, eu încerc să fac cât să fie cât mai aproape de modelul respectiv. Că nu-mi iasă ea 100%, nu-mi iasă, că vă dați seama. Nu-mi iasă, că vă dați seama că trebuie să faci un curs pentru modelat figurine ca să știi cum să procedezi și să-ți iese perfect, dar poate în viitor o să fac un curs. Adăugăm puțină culoare și deasupra, nu foarte multă. Acum depinde de fiecare în parte, că puteți să adăugați mai multă. Eu am încercat să mă iau după poza clientului și să-i fac cât mai aproape de modelul respectiv. Deși câteodată e greu să nimerești culorile, pentru că fiecare folosește culori diferite și vă dați seama că nu nimeri în culorile tot timpul la toate modelurile pe care ni le dă clientul. De aceea spun de fiecare dată, eu încerc să fac și încerc să fac cât pot eu de să se asemene puțin cu modelul pe care mi-l dă clientul, pentru că vă dați seama că nu vreau să dezamăgesc și să fie omul mulțumit, că până la urmă și el plătește un ban și eu la fel muncesc. Adunăm tot surplusul de pe suport și ștergem frumos din jurul împrejurul tortului și așa arată, așa o să rămână. Eu le-am decorat cu Mami Pig pe care l-am făcut cu 2-3 zile înainte. Am pus câteva steluțe, câteva 2-3 balonașe, o cifră din pastă de zahăr și am pus și o lumânărică să poată să sufle. Steluțele acestea le-am decupat și după am dat cu acest auriu. Numele la fel l-am decupat și după am dat cu auriu, un macaron și câțiva trandafiri. Așa a fost modelul și am încercat să fac să seamene cât mai mult cu modelul respectiv. Sper să vă placă această rețetă, sper să o încercați și dacă aveți ceva nelămuriri îmi puteți scrie în comentarii și vă răspund când am timp. Vă răspund cu drag. Pe trandafiri am pus puțin argintiu spray din acela cu sclipici. Ne revedem la următoarea rețetă. La revedere!